DNA a început urmărirea penală a lui Vasile Blaga. Acesta a fost plasat sub controlul judiciar în dosarul de trafic de influență, în care a fost audiat mai mult de două ore la sediul DNA Ploiești. În acest dosar sunt urmăriți penal și fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, și omul de afaceri Horațiu Brună Berdilă. Potrivit procurorilor, în perioada 2011-2012, Blaga ar fi primit în trei rânduri, prin interpus, suma totală de 200.000 de euro, precum și 500.000 de euro de la fostul edil. Vasile Blaga a anunțat că în urma acuzațiilor care au fost aduse astăzi de către DNA, își depune demisia din funcția de copreședinte PNL și șef al campaniei Partidului pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. De altfel, Blaga nu mai poate candida la legislativele din toamnă, potrivit criteriilor de integritate pentru candidații PNL, adoptate în decembrie 2015. Ca o primă reacție, copreședintele PNL, Alina Gorghiu, a transmis că partidul pierde un stâlp important al construcției sale prin demisia lui Vasile Blaga. Aceasta mai adăugat că în perioada următoare vor fi luate toate măsurile necesare care se impun. Vasile Blaga a anunțat că va contesta măsura controlului judiciar la instanța supremă. În perioada săvârșirii faptelor, Elena Udrea era ministru dezvoltării regionale și turismului. Aceasta a fost citată ca martor în acest dosar și a fost audiată la DNA Ploiești. La intrare, Udrea a spus, întrebată dacă o surprinde punerea sub acuzare a lui Blaga, că este neașteptată, având în vedere că până acum nu l-a întrebat nimeni nimic.